culori, arome și gusturi naturale. În centrul capitalei s-au reunit 30 dintre antreprenorii culinari de succes din țară. Cristina Bădescu vine din Câmpul Muscel, unde a reușit să înflorească o afacere de familie cu siropuri. Am două meserii, adică sunt și mic producător și programator. Încercăm să ne axăm pe flora spontană, în mare parte. Toți acești antreprenori folosesc ceea ce oferă mai bun natura în România. Alexandru Haita a preluat frâiele fermei agricole din Teleorman de la părinții lui și a pornit la drum. Cu plante aromatice și cereale a reușit să producă gin, dar realizat exclusiv artizanal. Rețeta este făcută de mine, de la zero, tot mixul de ierburi, distilarea și fracțiile de distilare sunt făcute de mine. Alexandru a mers și în Olanda să învețe secretele distileriei, pentru că vrea să vină pe piața românească în anii următori și cu whisky, făcut tot din materii prime autohtone. Alți antreprenori s-au întors însă la Lada cu zestrea bunicii pentru rețete. Așa a luat naștere un muștar special, făcut ca pe vremuri, într-o mică fabrică din Tecuci. Secretul care se poate spune și care este adevărat este că fără ingrediente excepționale, adică curate, nu poate să iasă un muștar deosebit. Când se face șarja de muștar, aprindem și candela și ne rugăm la Dumnezeu să fie toate bune. Comenzile online sunt baza acestor mici afaceri. Produsele se găsesc și în băcănii din diverse orașe, dar și într-un showroom din capitală. Organizăm evenimentul ăsta tocmai cu scopul de a crește și dezvolta producția locală și de a ajuta comunitățile de antreprenori locali ca să se dezvolte. Luna viitoare se va oficializa Asociația Producătorilor Artizani din România.